Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre operații cu intervale. Haideți să vedem cum facem intersecția, reuniunea și diferența a două intervale. În primul exemplu avem intervalul deschis minus 4, 2, intersectat cu z stelat. Ce înseamnă z stelat? Mulțimea numerelor întregi fără 0. Iar în momentul în care avem interval deschis, adică avem interval deschis la minus 4, la fel și la 2, asta înseamnă că în acest interval nu vor intra capetele. Iar acum, după ce am stabilit aceste lucruri, că intervalul deschis nu își conține capetele, iar z stelat înseamnă mulțimea numerelor întregi fără 0, haideți să enumerăm elementele din intervalul deschis minus 4, 2. Vom începe cu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 și ne oprim aici pentru că avem 2 deschis intersectat cu mulțimea numerelor întregi fără 0. Observăm și pe axa numerelor. Am reprezentat intervalul deschis minus 4, 2. Deci aici ar fi fost minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Și fără 0 acest interval va fi minus 3, minus 2, minus 1, 1. Mergem la exemplul următor. Interval deschis la minus 1, închis la 4. Asta înseamnă că intervalul nu îl conține pe minus 1, dar îl va conține pe 4. Pentru că la 1 avem paranteză deschisă, adică este interval deschis, iar la 4 avem interval închis, paranteză dreaptă, și asta înseamnă că îl va conține pe 4. Iar n stelat înseamnă mulțimea numerelor naturale fără 0. Am reprezentat și pe axă acest interval, minus 1, paranteză deschisă, până la 4, paranteză închisă. Haideți să enumerăm elementele din interval. Deci mai scriu încă o dată, deci noi avem de rezolvat intervalul deschis de la minus 1 la 4 închis, intersectat cu mulțimea numerelor naturale fără 0. Prima dată enumer elementele din interval. Și voi începe de la, dacă nu îl conțin pe minus 1, voi începe de la 0. Și voi avea 0, 1, 2, 3 și 4. Iar acum voi face intersecția cu mulțimea numerelor naturale fără 0. Și voi obține mulțimea 1, 2, 3 și 4. În următorul exemplu avem intersecția două intervale. Adică interval deschis la plus și minus infinit, întotdeauna vom pune interval deschis. Minus infinit 2 închis, intersectat cu intervalul deschis minus 3, 6. Le voi reprezenta prima dată pe axă în culori diferite. Prima dată voi hașura cu galben intervalul minus infinit 2 închis. Aici vom avea minus infinit, iar în dreapta plus infinit. Și voi avea intervalul minus infinit 2. La 2 voi pune paranteză dreaptă, pentru că avem interval închis, îl conține pe 2 și voi hașura. Iar acum, intervalul minus 3, 6 deschis, îl voi hașura cu altă culoare, deci voi pune paranteză deschisă la minus 3 și la 6. Și voi hașura cu altă culoare și în cealaltă direcție, pentru a ne da seama mai ușor. Și ce vedem comun? Pentru că intersecția înseamnă elementele comune. Și ce vedem hașurat și cu galben și cu albastru? Această porțiune. Deci noi vom avea ca rezultat, păstrăm parantezele. La minus 3 avem paranteză deschisă și va merge până la 2 închis. Mergem la următorul exemplu. Avem de reunit de data aceasta. Reuniunea înseamnă toate elementele. Avem intervalul închis minus 5, 4, îl voi reprezenta, minus 5 avem paranteză închisă, până la 4 paranteză deschisă, deci voi hașura intervalul pentru a ne da seama ce elemente conține acest interval, reunit cu intervalul deschis 0 plus infinit, iar apoi la 0 îi vom pune paranteză deschisă și vom merge până la plus infinit. Aici vom avea plus infinit, iar la stânga este întotdeauna minus infinit. Și pentru a face reuniunea, asta înseamnă toate elementele, adică de la minus 5 până la plus infinit. La minus 5, paranteză închisă,
plus infinit deschis. Dacă ar fi trebuit să facem intersecția, adică doar elementele comune, deci dacă noi am fi avut minus 5, 4, intersectat cu 0 plus infinit, observăm cu ușurință pe desen că am fi luat 0, 4, interval deschis, ca și elemente comune. Acum vom avea intervalul minus infinit 3 închis. Voi marca minus infinit și plus infinit. Și haideți să vedem. Minus infinit 3 închis la 3 și voi hașura intervalul. Iar acum vom avea intervalul intersectat cu intervalul închis la minus 3 plus infinit. Minus 3 avem paranteză închisă și voi merge până la plus infinit. Și ce observăm? Elementele comune sunt minus 3 închis până la 3 închis. Dacă ar fi fost reuniune, ar fi fost de la minus infinit până la plus infinit și asta însemna mulțimea numerelor reale. Deci noi dacă am fi avut interval de la minus infinit până la plus infinit, asta în cazul reuniunii, ne-ar fi dat mulțimea numerelor reale, adică R. Mai avem un exemplu, avem de data aceasta o mulțime A, în care avem X aparține lui Z stelat, atenție, cu proprietatea că modul de X mai mic sau egal decât 3. Și avem de rezolvat diverse puncte, reuniune, intersecție și diferență. Haideți să începem prin a rezolva prima dată mulțimea A. Deci mulțimea A, am spus că X aparține lui Z stelat, adică mulțimea numerelor întregi fără 0. Și voi lua deoparte modul de X mai mic sau egal decât 3. Asta înseamnă, conform definiției, că x este mai mare sau egal decât minus 3 și mai mic sau egal cu 3. Și voi putea scrie ca soluție x aparține intervalului închis minus 3, 3. Dar x va aparține lui z stelat. Și asta înseamnă că elementele din acest interval le voi enumera, adică minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3 va trebui să fie intersectate cu Z stelat. Și asta va rezulta minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 și 3. Deci aceasta este mulțimea A. Deci voi putea scrie că elementele mulțimii A vor fi minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 și 3. Fără 0 pentru că avem condiția că X aparține lui Z stelat. Iar acum mă voi duce la punctul A și voi avea intervalul deschis minus 4, 3 reunit cu A. Asta înseamnă minus 4, 3 reunit cu, voi enumera din nou elementele mulțimii A. Va însemna tot intervalul minus 4, 3 deschis. Mergem la punctul B, intervalul minus 4, 3 intersectat cu mulțimea A. Deci noi avem intervalul minus 4, 3 pe care l-am reprezentat pe axă din nou, intersectat cu mulțimea A, adică cu minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 și 3. Și acum, pentru a face intersecția, adică elementele comune, haideți să înșir și elementele din intervalul minus 4, 3, care sunt minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Și intersectat cu minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 și 3. Și elementele comune vor fi minus 3, minus 2, minus 1, 1 și 2. Deci de data aceasta am obținut ca rezultat o mulțime. La punctul C avem de efectuat mulțimea A minus intervalul minus 4, 3. Mulțimea A, adică minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 și 3, minus intervalul minus 4, 3 deschis, voi înșira din nou elementele, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Ce înseamnă diferență? Înseamnă ce e în prima mulțime și nu avem în a doua. Iar în prima mulțime îl avem doar pe 3
și nu îl conține a doua mulțime și atunci ca răspuns mulțimea a minus intervalul deschis minus 4, 3 va fi doar elementul 3. Pentru că este singurul pe care îl conține mulțimea a și nu îl conține intervalul. Acum, la punctul D, avem mulțimea minus 2, minus 1, 0, 1, 2, minus intervalul minus 2, 2. Haideți să reprezint pe axă intervalul deschis minus 2, 2. Observăm că din minus 2, 2 va face parte doar minus 1, 0 și 1. Haideți să scriu și acest interval sub formă de mulțime și voi avea minus 2, minus 1, 0, 1 și 2, minus mulțimea minus 1, 0 și 1. Acesta este intervalul deschis minus 2, 2. Iar acum vom face diferența ce este în prima mulțime și nu este în a doua. Observăm că avem capetele minus 2, 2. Minus 2, 2. Deci din nou am scris în formă de mulțime răspunsul final. La ultimul punct, la E, avem o mulțime care merge de la minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3, minus o altă mulțime care ne spune că x aparține lui z stelat cu proprietatea că modul de x mai mic decât 3. Prima dată va trebui să rezolvăm această mulțime. Voi lua deoparte modul de x mai mic decât 3, conform definiției, x este mai mare decât minus 3, strict mai mare decât minus 3 și strict mai mic decât 3. Asta înseamnă că x va aparține intervalului deschis minus 3, 3, dar mai avem o condiție, x aparține lui z stelat. Și atunci eu voi scrie intervalul deschis minus 3, 3, intersectat cu mulțimea numerelor întregi fără 0. Enumăr acum elementele intervalului deschis minus 3, 3. Asta înseamnă minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Avem interval deschis, nu își va conține capetele. Iar acum, intersectat cu mulțimea numerelor întregi fără 0, voi obține minus 2, minus 1, 1 și 2. Deci am aflat doar a doua mulțime și acum va trebui să facem intersecția cu mulțimea inițială. Deci voi avea mulțimea dată, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3, minus mulțimea, minus 2, minus 1, 1 și 2. Deci ce avem în prima mulțime și nu avem în a doua mulțime? Observăm că avem minus 3, 0 și 3, elemente pe care nu le conține a doua mulțime. Acesta a fost ultimul exemplu și îți mulțumesc că te-ai uitat până la final.